Campanie de economisire a banului public, autoritățile aruncă banii pe gadgeturi de lux. Autoritatea Aeronautică Civilă Română, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, a cumpărat 6 telefoane de ultimă generație la doar o săptămână de la lansare, iar un aparat costă aproape 6.000 de lei în condițiile în care noul pachet de măsuri fiscale, pentru care guvernul își va angaja răspunderea în Parlament, prevede că nu vor mai fi cumpărate pentru bugetari telefoane care să coste mai mult de 500 de lei bucata. Și discutăm pe marginea acestui subiect cu Ștefan Etveșe, realizatorul emisiunii Drumurile Noastre. Bună dimineața, Ștefan, mulțumesc tare mult pentru prezență. Sărbuna, bună dimineața. Așadar, telefoanele respective au fost lansate recent, nu? Săptămâna trecută, nu este pentru prima dată când autoritatea face... Cred că au trecut vreo 10 zile. Așa. S-a mai întâmplat și în urmă cu doar câteva luni când un model anterior a fost lansat, iar cei de la Autoritatea Aeronautică, iată, au achiziționat acest tip de telefon, în contextul în care, așa cum spuneam, n-ar mai fi permis ca bugetarii să aibă, iată, telefoane mai scumpe de 500 de lei. Cum explică autoritatea aceste achiziții și cine le aprobă acest buget? Acum au loc ultimele prătuieli, să spunem așa, în aceste companii fanion din cadrul Ministerului Transporturilor, gen Autoritatea Aeronautică, Romața, Aeroport. Sunt câteva companii care dețin bugete și dețin bani pentru prăduieli. Așa numim aceste achiziții, telefoane foarte scumpe, mașini foarte scumpe, limuzine, practic, le putem spune. În contextul în care ai bani să te cheltuială, normal că apropi, te uiți pe net și vezi, mă, ce telefoane scumpe au mai apărut, hai să le cumpărăm repede. Evident, apărând, se prevede acea ordonanță fiscală prin care companiile de stat nu mai au voie să cumpere, ai spus, telefoane până 500 de lei sau mai scumpe decât 500 de lei. E, imaginează-ți directorul Autorității Aeronautice Civile care se plimbă cu o limuzină sau directorul Romața, că de din octombrie, de când apare acea ordonanță, trebuie să apară cu un telefon cu butoane sau cu un telefon care n-ar costa mai mult de 500 de lei. Se face de rușine. S-ar face de rușine, îți dai seama? Corect. Ei, el mâine dimineață își scoate, luni dimineață când e chemat la minister la raport. Pentru că toți astfel de barosani, directori de astfel de autorități, luni, marți, la început de săptămână, sunt chemați la raport. Și ei parchează mașinile în curtea Ministerului Transporturilor, au un rucsăcel pe spate sau o geantă și acel telefon în mână. Îți imaginezi că de luni dimineață, de mâine dimineață, băieții ăștia trebuie să-și etaleze iPhone 16, 15, habar n-am. Corect, pentru că nu putem să ne întrebăm oare care este cel mai vechi telefon din această instituție. Da. Cred că cel mai vechi acum, cea mai veche generație de iPhone, cred că ar fi 14, 15, 16, nici mai știm, ca să vă puteți da seama. S-au grăbit repede să facă ultimele achiziții, cred că sunt 6 șefi mari și tari. Sau probabil că au luat acel Samsung, că ai zis și de un Samsung, dacă nu mă înșel. Da, ai, da, da. La 4.000 și ceva de lei. Samsung-ul pentru secretară. Miza, adică trebuie să aibă și secretara un telefon bun. Așa funcționează aceste autorități. Noi le-am spus de foarte multe ori, vaci de mulți, știi, că au bani, acolo sunt bani și acolo clientela politică prosperă. Întotdeauna la Autoritatea Aeronautică Civilă, unde sunt niște salarii acolo, dacă ar fi să deschidem cutia Pandorei acum să vorbim duminica dimineață despre salarii, când oamenii se pregătesc să se ducă la biserică sau trezit, cred că s-ar speria oamenii dacă ți-aș spune ce salarii sunt acolo. Evident că nu-i controlează nimeni, evident că au libertate de la Ministerul Transporturilor să-și aprobe. M-ai întrebat cine a aprobat. Evident, conducerile acestor instituții sub stricta supraveghere și sub stricta coordonare a Ministerului Transporturilor. Orice mașină de lux se cumpără cu aprobarea băieților din Ministerul Transporturilor.
Așa este, mulțumim tare mult, Ștefan Edveș, pentru intervenție și pentru toate aceste explicații, doamnelor și domnilor.